Pe 3 noiembrie urmau să aibă loc alegeri anticipate, despre aceasta a anunțat liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Potrivit lui, aceasta a fost o înțelegere cu PLDM și PD, iar în acest sens urma să fie semnată și o declarație comună între cele trei formațiuni. Tema discursului era una singură, anunțarea cât mai rapidă a alegerilor anticipate ca unica soluție de dezvădământ a acestei crize politice de lungă durată. Ambele partide care au fost enumerate, adică PLDM și PD, în ultimul moment erau de acord cu necesitatea, până la un ultimul moment, mai concret, cu necesitatea anticipatelor. Faptul că ele în ultimul moment au renunțat la această decizie arată un singur lucru. Aceste forțe nu sunt independente și nu au fost niciodată. Sunt marionete în mâinile păpușarilor externe, care participă la niște jocuri geopolitice mult și mult mai serioase. Liderul comuniștilor a declarat că discuțiile purtate cu liberal-democrați și democrați s-au axat pe faptul ca să fie asigurat un mecanism care va garanta desfășurarea alegerilor democratice. Avem un guvern și corupt și criminal. Singurul lor scop este salvarea și păstrarea răului acumulat în ultimii 4 ani. Corupția, crimă organizată, controlul justiției, capturarea instituțiilor statului și alte domenii. Partidul Liberal Democrat din Moldova a venit cu o reacție față de declarațiile lansate de către comuniști. Prin intermediul unui comunicat de presă, Liberal Democrații recunosc că au purtat discuții privind organizarea alegerilor anticipate cu PCRM. Aceștia susțin însă că o asemenea evoluție a lucrurilor ar fi fost posibilă doar în cazul în care criza politică nu ar fi putut fi depășită. PLDM a anunțat public că în cazul nealegerii guvernului Leancă, scrutinul anticipat devenea iminent. În această ordine de idei, angajamentul PLDM a fost crearea condițiilor de desfășurare a unor alegeri libere și corecte, fără utilizarea instituțiilor statului în acest proces, se arată în comunicatul formațiunii. În ziua când a fost votat guvernul Leancă, Vladimir Voronin a anunțat că au fost purtate negocieri cu PLDM și PD privind declanșarea alegerilor anticipate. Acest lucru a fost negat însă de președintele PD, Marian Lupu.